Fiecare zi care ne apropie de sărbătoarea lui 23 august măsoară în siluetele noilor uzine, în faptele fiecărui loc de muncă, amplul efort creator în care se află angajat poporul nostru la 2 ani de la istoricul congres al partidului, care a jalonat drumul construcției socialismului multilateral dezvoltat în România. În industrie, în agricultură, în toate domeniile de activitate, se scriu cu pasiune și inteligență noi pagini semnificative pentru istoria timpului pe care îl trăim. Șantierul naval din Galați. De la reparații și construcții de vase de tonaj modest realizate altădată, gălățenii dau azi mineraliere de 12.500 de tone, pregătind totodată condițiile pentru nave cu un deplasament și mai ridicat. Elocvente sunt și cifrele indicatorilor de plan, 106,5% la producția marfă vândută și încasată, peste 8 milioane lei valoarea produselor obținute suplimentar de constructori. Importante economii de metal, ritmicitatea exemplară a investițiilor, sunt alte realizări notabile ale acestei mari întreprinderi, veritabilă navă amiral a șantierelor noastre fluviale.